ședință de Consiliu Local, primul punct de pe ordinea de zi propusă este cel referitor la buget. Bugetul acestei comunități, bugetul acestui oraș, este un element extrem de important pentru dezvoltarea noastră ulterioară, pentru bunăstarea concetățenilor noștri. Și cred că este extrem de important să abordăm acest subiect cu maximă responsabilitate. În același timp, însă, trebuie să evităm a împărți orașul în două. Nu putem să împărțim orașul între român și maghiar. Nu e bine, în opinia mea, să ne desolidarizăm pe colegii noștri de la fracțiunea UDMR și să votăm unele proiecte de hotărâri care sunt extrem de importante în absența lor. De aceea, voi face următoarea propunere de retragere de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâri care pot aștepta până la o ulterioară ședință extraordinară care propun să aibă loc săptămâna viitoare, în aceeași zi de joi, cum ne-am obișnuit. Conform regulamentului de funcționare a Consiliului Local, articolul 40, aliniatul 4, înainte de supunere spre aprobare a ordinii de zi, se supune aprobării Consiliului Local amânarea unor proiecte de pe ordinea de zi. Și cu permisiunea dumneavoastră, aș da concedere proiectelor pe care le propun a se păstra pe ordinea de zi cu amânarea tuturor celorlalte și sper că colegii noștri de la UDMR vor interpreta acest gest ca un gest de respect față de aportul lor în acest Consiliu Local, față de munca pe care ei o depun și față de rolul pe care ei îl au și trebuie să-l aducă mai departe în comunitate. Propunerea mea este de a amâna proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi, toate proiectele de hotărâri, în afară de următoarele. Punctul 1, bugetul. Pentru că nu putem vădui acest oraș de buget, neadoptarea bugetului ar avea consecințe extrem de nefaste, directe și imediate asupra funcționării unor instituții vitale a orașului nostru, cum ar fi instituțiile de învățământ. După aceea, propun păstrarea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâri inițiate de către consilierii locali prezenți aici în sală, în semn de respect față de activitatea lor. Propun păstrarea pe ordinea de zi a punctelor 17 și 32 și 33, referitoare la amplasarea de indicatoare informative turistice în municipiul Târgu Mureș, aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema Sens simbol totem la intrarea municipiului Târgu Mureș și 33, aprobarea metodologiei acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local pentru programe proiecte culturale. Inițiator, domnul consilier Radu Bălaș, dacă există alte proiecte care scapă inițiate de consilierii locali, vă rog frumos să formulați aceste propuneri de păstrare pe ordinea de zi. Și nu în ultimul rând, punctul 40, cel referitor la parcări, pentru că este o problemă de foarte mare actualitate în orașul nostru și nu cred că putem să o amânăm cu nici măcar o zi. Cu aceste excepții, plus discuția ACA, discuțiile referitoare la avem trei aici, care sunt absolut firești, deci cu aceste cinci excepții propun amânarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi. Da. Pentru că acele sume de bani recuperate sunt pentru proiectele care au fost deja jurizate. Proiectul 13, referitor la aprobarea sprijinului financiar pentru acțiunea ale instituțiilor de învățământ de baza concursului de proiecte pe semestrul 1, respectiv proiectul 14, propun subiectul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru susținerea acțiunilor sportive pe semestrul 1. Cele referitoare la instituții de învățământ și sport. Mulțumesc. În afară de aceste propuneri,